Bine v-am găsit la o nouă emisiune Cultura în Imagine. Începând de astăzi, relansăm un proiect online. Un proiect care, din păcate, a luat pauză 2 ani de zile din anumite motive, chiar și personale ale mele. Dar uitați că astăzi, 1 decembrie, acest proiect revine în casa dumneavoastră. Și exact cum v-am promis, acest proiect va depăși granițele județului Gorj. Și uitați că astăzi ne aflăm în municipiul Vulcan din Hunedoara, unde vom cunoaște un om care formează generații pentru muzica folk. Alături de mine o avem pe doamna profesoară Ileana Berkin din municipiul Vulcan. Bună dimineața și bine ați venit, oameni faini și minunați ce sunteți. Vreau să vă spun, încă de când am intrat în casa dumneavoastră, sunteți o persoană plină de energie pozitivă, aduceți energie celor din jurul dumneavoastră. Cum reușiți acest lucru? Că energia pozitivă vine de la Dumnezeu, pentru că trebuie să ai starea de mulțumire. Eu sunt mulțumită pentru tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Sunt mulțumită pentru toți copiii pe care mi-a pus în palmă. De câte ori vine un copil la mine, Doamne, eu vreau să învăț, și mă pun după aceea pe genunchi și zic, Doamne, îți mulțumesc și pentru acest copil. Îmi pune diamante. Copiii sunt energia acestei lumi. Copiii sunt lumina acestei lumi. Copiii ne vor salva, pentru că sunt generații de copii alfa. Uite aici, ți-am dăruit un CD-ul, este elevul meu, este cantautor curat. Este un revoluționar. L-am cunoscut pe Răzvan și chiar ați format un tânăr. Dar ai văzut ce ți-a scris acolo? Am văzut. Pentru prima televiziune care m-a promovat. Da, așa este. Da? Pentru voi. Cu mult drag. Și din punctul meu de vedere, Răzvan este un copil alfa. Să fie clar. Și eu mă bucur. Am atâtea să-ți spun, cred că nu ne ajunge timpul, dar mai întreabă-mă. Vreau să vă întreb, am văzut că pe lângă profesor sunt și compozitor și interpret. Da. Pe de altă parte am rămas surprins într-un mod plăcut că aici pe Vale, cum este cunoscută pe Vale, zona, da. Ați format foarte multe generații de muzică pentru cei care cântă folk. Da. Și inclusiv la festivalul Poarta Sărutului, care a avut loc în această vară în Târgu Jiu, ați trimis foarte mulți copii. Cum reușiți să scoateți acest lucru din fiecare copil și cum reușiți să găsiți în Vale atâția copii talentați? Hai să spun ceva, să pornim de acolo. În Vale, nouă ni s-a dus vestea, cum ni s-a dus vestea. Eu când am fost în Canada, invitată de 1 decembrie, am cântat în Vancouver de 1 decembrie și la televiziune un domn din Sibiu, un frate de-al nostru, m-a atacat foarte rău și voi, cei din Vale, și-am spus nu. Noi, pomii în Vale, nu sunt negri, sunt verzi ca ai voștri. Sufletele sunt minunate acolo, sunt oameni minunați în Vale, pentru că este și mai multă suferință și mai multă lipsă. Și diamantele, așa cum le spun la copii, lucru de diamant, lucru minunat, se naște din suferință. Când le predau Beethoven, le spun, cum credeți că și-a auzit el muzica? Deci din suferință se naște arta, se naște și acolo îi găsești. Și găsești copilași, sunt mulți și minunați și știi cum reușesc? Cu dragoste. Dacă nu ai capacitatea de a iubi copilul, tu nu poți să predai, poți să fii, să fii doctor în disciplina pe care o predai. Nu poți să... O parte dintre copii, i-am avut într-o emisiune de cultură și am discutat cu ei și să știți că v-au laudat foarte mult. Pe de altă parte mi-au spus să gătiți foarte bine. Dumneavoastră chiar i-a așteptat cu mâncarea pusă când vin la dumneavoastră în casa dumneavoastră? Da, aici este ca acasă. Dacă un copil vine direct de la școală, vine la oră, de exemplu, spuneam că intrase o elevă de-a mea, o rocheriță, și mi-a scătit paste astăzi, ea venea de la școală. Normal că eu știu care cei care vin de la școală, că trebuie să mănânce și întotdeauna trebuie să-l întreb. Ești bine? Ia spune tu la... Și vreau să spun, elevii care sunt la mine, care fac muzică cu mine, toți sunt 10 la școală. Crede-mă ce spun. Ai că le urmărești activitatea școlară ca să vedeți dacă... Eu întreb, dar vreau să spun, familiile lor, care sunt niște familii minunate, peste care eu în rugăciunile mele pun binecuvântări în fiecare zi și în fiecare seară, familiile lor, educația pe care o primesc acasă, și vreau să spun că am mai avut, când am mai avut, știi... Cât un pic de artistărie și profesorii de la școală m-au sunat, Ileana, te rog,
dacă pot să-mi rezolv problema asta cu acel elev, cu X, da. Și zice, pentru că am văzut că tu doar te uiți, îi privești și totul e liniște. Zice, cum reușești? Cu dragoste. Asta nu înseamnă că nu-i cert, dar ei știu că eu o fac cu dragoste. Ei nu țin nici, pentru că eu, dacă am să te cert, n-ai muncit, n-ai făcut, n-ai trăit, acolo nu e așa, acolo nu e așa, da? Și în secunda cât am terminat, totul e ok, adică eu nu țin nici o fracțiune de secundă supărare. Pe de altă parte, că tot vorbim, văd că vă cunoașteți foarte bine copiii care vă trec da, pragul. Da. Cum le alegeți melodiile? Pentru că am văzut și astă vară la cei care au venit la acel festival de care tot amintesc, au cântat melodii diferite. Unii melodii puțin mai vesele, alții mai triste. Cum le alegeți melodiile? În funcție și de caracterul lor, de starea lor, de versurile care le plac. Da. Cum le alegeți melodiile la fiecare în parte? Deci, aici am pe masă albume, are mult mai multe. Este vorba de Mihai Marc, este poetul glasurilor de argint, îl salut cu mare drag și cu respect și considerație. Și în afară de Răzvan, toți copiii, inclusiv eu, compun pe poet, pe versurile acestui poet. Și ei își aleg, eu le dau cărțile și ei își aleg versurile. Depinde în ce stare este atunci copilul. Și eu l-am învățat, că i-am învățat despre game, frumos, gama majoră este luminoasă, este veselă, cea minoră este... Și eu întreb, tu cum crezi că trebuie să compui această piesă? Dacă depinde de versul, dacă el, păi zice, într-o gamă minoră, hai să o găsim. Și uite așa, de fapt, ei singuri, și depinde și foarte mult de timbrul lor vocal, de starea lor, de firea lor. De exemplu, am una dintre eleve, o minunată, mereu se duce către starea melancolică, mi-aduce aminte de Tatiana Stepa. Ruxandra, dacă nu mă înșel, sau cum chema pe fată? Pe... Care, sau... Da. Ruxandra Merișan. De asta am reținut numele, pentru că exact m-am gândit și eu. Merge direct acolo, știi, și el trage singur și atunci eu îl ajut și îl punem și șlefuim piesa și o facem și înțelegi? Și fiecare îmi amintește de ceva. Aici se ascultă multă muzică. Ca să faci muzică, tu trebuie să asculți muzică. Ca să compui versuri, cum este Răzvan, trebuie să citești foarte mult. Odată ați subliniat un lucru foarte bun. Astă vară, tot în acest festival, și o să aduc mereu aminte despre el, mai era o voce stânca dreapta care spunea, n-are cum să compună un copil de 10 ani asemenea versuri. Păi nu era vorba de el? De Răzvan. Nu, a fost astfel de discuție, da. Și am spus, nu, domnule, am discutat cu cei de acolo și copilul chiar știe să compună. Nici măcar un vers de fiecare dată mă șochează. De fiecare dată știi cum compune Răzvan? Cu Răzvan eu am discuții, așa cum stau cu tine, lui este vorbă. Am discuții ca și oamenii mari. Povestim de politică, de aia, de tot ce a scris el acolo, Vaccinul Iubirii, de... Acum a scris o piesă de pentru iarnă, pentru Crăciun, se numește Noaptea Binelui. Deci în noaptea aia, cum vedem noi, cum i-am spus eu, că întreb, ce s-a născut în noaptea aia? Cine s-a născut? Păi Iisus, pe mai profund, te rog, ce s-a născut? Păi ce s-a născut? Dragostea s-a născut. Închipie-ți o gaură mare în mijlocul pământului și de acolo vine un fascicol enorm de lumină și luminează tot pământul. Și aia ne face buni. Deci un copil de 13 ani, da, are capacitatea să gândească așa. Păi, dar scrie și o carte? Ar trebui să băgați într-un niște cercul de oameni mei care se cred maturi. Păi poate învață și maturii de la acest copil. Astea le avem noi discuții și vreau să spun că toate piesele, și eu le las, am discuția cu Răzvan, știu cam ce vreau de la el. De exemplu, când am făcut și Happy World, am vorbit, Răzvane, ce crezi tu? Deci de la mine pornesc ideile că, zic, nouă ne-ar trebui lumii un vaccin al iubirii. Avem nevoie de asta, chiar avem nevoie. Deci nu există lucru în lumea asta și problema în lumea asta și durerea în lumea asta pe care iubirea și dragostea să nu o rezolve. Nu există. Să-mi arăți tu! Să-mi arăți tu! No, și așa îi educ eu pe ei. Și așa, Răzvan, vreau să spun că sunt versurile lui, mă șochea, știi cum face? Vine și zice, Dana,
Îmi vine, ce-ți vine? Și ce vine inspirație, ok, închid ușa și mă duc la bucătărie. Și îmi vine așa la bucătărie, parcă îl văd și se pune pe jos în genunchi cu chitara și zice, sper să mă vă sparg. Așa va. Și chiar îmi sparge. Chiar îmi e pentru că le pune, dar Răzvan scrie și o carte și simultan o scrie și în limba engleză. De asta spun că e un copil alfa. Răzvan. Frumos. Știu la astea, copiii alfa sunt miza acestei. Că tot vorbim de copii alfa. Știu că tot la fel dumneavoastră, aici în vale. Da? În spatele, cum zic unii, domne, acolo în vale doar minerii sau e tot da. Negru. Nu, uitați da, că da, sunt nu. Și lucruri da. Frumoase și vă demonstrăm prin această emisiune că sunt și lucruri frumoase în vale. Ați reușit să aduceți acești copii și într-un cerc, glasuri de argint. Glasuri de argint, da, da. Da. Cum ați dat naștere acestui, acestei formații sau cerc, cum îi spuneți dumneavoastră? Eu predam la școală, eram prin anul mulți. Nu mai știu în ce an, predam la școala 6 aici în Vulcan și am făcut un cor, chiar l-am făcut pentru Crăciun și le-am dat numele glasuri de argint. Eu iubesc argintul, iubesc lumina și totul se pornește. Deci am avut și un festival pe care l-am ținut, acum nu mai putem să-l ținem, se numește Brăduțul de Argint. Toate premiile erau comandate din Germania de a fi niște globuri imense cu brăduț de argint în ele. Nu pot să spun, o să găsești dacă găsești pe pagina că există glasuri de argint și Ileana Berchi și glasuri de argint și ne urmăresc și alte televiziuni mai mari că au venit să ceară ceva, dar nu a ieșit pentru că nu a ieșit. Dar ideea este că ne urmăresc și le plac acești copii pentru că Dumnezeu pune în mine și le multă lumină, le cer lumină și sunt foarte apropiată de ei și glasul de argint, când ești glas de argint, deci ei sunt deosebiți că îi și vezi, eu sunt glas de argint și de Crăciun, știi ce facem noi de Crăciun, după ce facem brăduțul ăla de argint, tot festivalul ăla, venim aici și chiar aici punem un brad care este bradul glasurilor de argint. Toți copiii au, am acolo în dulap, au câte un glob al lor de argint, fiecare copilaș. Și de fiecare Crăciun scriu câte ceva. Deci globul, de exemplu, al Răzvan, da? Unul a scris epidemie anul trecut. Unul a scris tristețe, depinde fiecare, da, și l-avem pe 21-20 și fiecare cu, și facem aici pomul, se cântă colinde, le pun negativele, îi cântă colinde și scoate doamna de la cuptor niște sarmale din alea noală de lut. Nu mai spuneți de dor, că la unde veniți și noi de sărbători. Deci veniți și noi, dacă mai spuneți de dor, veniți și noi. Știi cum îți iei și avem părinții care sunt părinții stop de argint. Toți, suflete de argint și vin și pregătesc și taie și pune pe și îi întreb, de exemplu, câte sarmale să spun? Oricâte! Eu vreau 3! Dar sunt copii care zic, oricâte! Știi? Da, cam așa e. Ziceați de acel festival, că nu se mai face. De ce nu se mai face acest festival? Pentru, din cauza pandemiei, nu s-a făcut, nu ne-a lăsat anul trecut și am întrerupt. Și anul ăsta, cred că tot asta este cauza, stăteam de dimineață, eu predau acum, predau și muzică la școală, la liceu Reteza Turicani și mă gândeam, am pregătit la clase frumos colinde și mă gândeam că nu o să ne lase să îi colindăm nici măcar pe profesori din cauza acelei măști. Da. Acum, nu știu, știi, eu știu că cu pozitivism și cu iubire și cu se rezolvă multe și eu întotdeauna îmi îndrept privirile către cer și zic, Doamne, Tu fă voia Ta și ajută-ne, că Tu știi sufletele noastre și Tu știi ce dorim noi. Acum, cum va vrea Dumnezeu, așa va fi și de aceea brăduțul l-am oprit, pentru că am prins cu Răzvan, imediat am făcut, parcă pe 10 septembrie am făcut o lansare extraordinară. Am făcut, primăria ne-a ajutat, a fost lângă noi, mulțumim primăriei domnului primar. Deci v-a ajutat administrația publică locală, asta contează cel mai mult. Da, ne-a ajutat, ne-a dat sala, am avut, bineînțeles, cu precauția de rigoare, cu distanțarea, dar am avut oricum sală plină. Răzvan a avut un succes la sală extraordinar. Am
Deci am conceput în așa fel programul cât și-a cântat toate piesele. Și vreau să spun că până la sfârșit, până la sfârșit, nu, de obicei, întotdeauna, la spectacole veneau din partea primăriei, dar să știi, nu stăteau până la sfârșit. Și îmi dădeam seama că au venit doar ca să... Ei, de data asta au stat până la sfârșit și le mulțumesc consilierilor, se știu ei care sunt, și le mulțumesc și asta înseamnă că interesează și ne susțin, că mai mult de cât orice, că îți dă, nu știu câțiva sau îți dă, contează susținerea și sufletul lor și faptul că sunt în ar gând. Contează, da, această susținere, da. Și să vă spun și de ce. Prin ceea ce faceți dumneavoastră și nu vă perii acum, sunteți un ambasador pentru Vulcan. Pentru că acești copii pe care dumneavoastră îi formați, uitați, vin la Târgu Jiu sau se duc în alte zone ale României și îți spun, sunt de la Vulcan. Da. Și astfel lumea aude de Vulcan. Da, da, da. Deci vreau să sunteți un ambasador al acestei zone și da. Nu știu dacă sunteți perceput așa, eu așa ce puțin v-am perceput din afară. Din afară acestui localități. Mulțumesc frumos. Niciodată, mi-e place să vorbesc, mă, dacă ar fi să vorbesc despre copii, trei săptămâni stai aceea. Se vede că am putea face o emisiune o săptămână fără să ne oprim. Da, așa de... Am avut copii și la Nextar și la Vocea României și fost elevă de-a mea acum la Superstar și mă rog, copii care au trecut prin mâna mea. Copii care au trecut, au crescut, sunt, dar important, eu foarte, foarte, foarte mult apreciez și îi îndemn spre creație. Lumea asta și pământul ăsta a mers înainte datorită celor care creează. Puneți mâna și creați, fiți voi. Eu vreau ca tu să fii și mai am un elev, să știi, dinainte, care e al doilea album lansat, mai am un elev care excepțional este, a câștigat prin țară toată, cam toate concursurile folk alea mari și care este acum la liceu de muzică la Deva și bineînțeles că vrea să urmeze școala, conservatorul, dar vreau să-ți spun, el vine de la școală, știi unde vine prima dată? Da, vinerea. Da. Aici. Și după aceea și de-a doua zi lucrăm sâmbăta și... Deci asta sunt normal mulți și vedeți la televizor. În momentul în care vedeți că apar la televizor, ce reacție aveți? Adică cum vă simțiți în momentul respectiv? Sau dacă vedeți că greșești ceva, îi sunați după, vedeți că e greșit acolo, trebuie să ridici nota sau să o lași nota mai jos? Cum să spun, vorbim doar când suntem, dar oricum întotdeauna ele nu se, chiar atunci, că ei deja sunt acasă când se văd la televizor, nu mai sunt acolo, că nu dă în direct. Dar încercăm și rezolvăm ce este de rezolvat. Ideea este că nu te duci la un concurs, nu te duci la o televiziune pentru premiu, tu trebuie să iubești muzica, tu trebuie să cânți din dragoste pentru muzică. Muzica e cea mai sfântă rugăciune de pe acest pământ. Corect. E cea mai sfântă rugăciune. Dacă tu o faci cu dragoste și cu adevăr, imposibil. S-a întâmplat vreodată, am văzut și eu acele emisiuni la televizor și le urmăresc și de multe ori, nu știu, sunt anumite atitudini ale jurului cu care nu sunt de acord. Să nu fiți de acord cu ce a spus jurul despre un elev de-al dumneavoastră, cunoscând cu adevărat acel deci elev. Nici nu am, să știi că nu s-a prea întâmplat, să știi că de obicei sunt corecți, da. Să spun. Și eu sunt un om foarte tranșant, foarte sincer și îți spun da sau nu, sau n-ai ce căuta aici sau n-ai ce. De-aia spun, să știi că nu am și nici nu are nicio importanță, că mă supăr eu, nu are nicio importanță. Tu vei ajunge artist în momentul în care oamenii, pentru că nu juriul ăla te face pe tine artist. Publicul este juriul suprem. Publicul te ține în scenă și publicul te dă jos. Dacă tu ai cântat și am simțit eu acolo, tu ești artist. Nu contează, poți să nu iei niciun premiu. N-are nicio importanță. Că tot vorbim de Vale. Din Vale s-au ridicat foarte mulți oameni care au cântat muzică folk, gen... Doamna, și cântă. Și cântă, doamna, cum ar fi fost doamna Stepa. Da, doamna Stepa. Da. I-ați cunoscut? Da, cum să nu? Ce relația ați avut sau ce relația ați avut cu doamna Stepa sau cei care cântă în momentul de față? Foarte, foarte bună. Tatiana, un om deosebit, ce spuneam că imediat îmi dă... Ruxandra se duce către... Așa, Tatiana, Dumnezeu să o odihnească în pace, știu că mai sunt sigură cântă pentru un jet acolo.
sus. Ne întâlneam la concursuri. Țin minte că ne-am întâlnit odată la, imediat după Revoluție, au început să apară concursurile cu premii în bani, ceea ce nu erau pe vremea lui Ceaușescu. Și țin minte că m-am întâlnit cu ea. Și la un concurs la lampa de aur de la Petroșani, și erau premii pentru noi mari atunci, adică, că să zic eu, 12.000, cum ar veni, bă, era o mobilă de bucătărie, ceea ce mi-am și cumpărat-o. Am zis și zic, Tatiana, ce faci? Am venit să câștig bani. Și înțeles că și ea, deci cânta și muzică ușoară într-un mare fel și într-un, că era un festival de muzică ușoară, ea a luat premiul 1, ea a luat premiul 2, fiecare și-a cumpărat. Dar stăteam de povești, un om extraordinar de sensibil, dar care avea o suferință așa, știi, era vorba lui Victor Socaciu, cea mai melancolică voce, parcă așa i-a spus, cea mai melancolică voce, da. Deci ați cunoscut și aveți amintiri frumoase. Da, da, da. Pe cine altcineva ați mai cunoscut din Vale care cântă muzică? Păi, bă, că cunosc pe... Și care aveți amintiri frumoase? Sau da, cu toți, că n-am... Îl cunosc pe Paul Kamen, care este un cantautor curat, un... Deja e om de carte, cum ai zice, om de carte în muzică, știi? Cunosc pe Cătălin Stepa, băiatul lui Tatiana Stepa, da, care are o piesă de-mi place mie de mult, am ascultat-o o săptămână în șir non-stop și îmi place cum compune, îmi place de Cătălin, îmi place și Stepa și mai sunt ăștia tinerei care s-au ridicat, pe care n-au încă, uite, Carăzvan, știi, care n-au încă atâta, pe care nu-i cunoști încă atât de bine. Mai sunt ca Răzvan, de exemplu, avem un băiat Ghirău, parcă se numește, da, Ghirău, dar a debutat într-o emisiune din asta mare, dar pe un... el cântând la chitară, dar a debutat cu muzică rock. Excepțional. Acum știi de la USTO că folk-ul și da, cu rock-ul, adică de acolo venim, unde să ajungem la folk, că au cam aceleași rădăcini. Vi s-a întâmplat vreodată de-a lungul carierei dumneavoastră, nu știu, să aveți un tânăr talentat, dar viața să îi schimbe puțin traiectoria, să lase muzica deoparte, da, să vă întâlniți cu el și pe un salut să-i spune, de ce te-ai lăsat de muzică, întoarce-te înapoi, pentru că aveai talent. Deci este vorba despre două eleve de ale mele extraordinar de talentate. Cu o voce și cu un simțământ și cu o emisie și cu o transmisie extraordinară, care au ales, am spus, fă muzica, te rog eu, mergi și fă conservatorul și ești acolo, ești în acolo, în problemă, da, unde trebuie să fii. Eu pot mai mult de atât. Așa de tare m-a durut că mi-am dat seama, Doamne, zic, nu iubit muzica destul de-mi spune că eu pot mai mult de atât. Și una dintre ele a făcut nu știu ce științe, nu știu de care, și își dorea să fie nu știu ce politician. Ai înțeles? Da. Și bineînțeles că facultatea aia nu-i folosește la nimic, că nu face nimic și acum cântă într-o trupă. Este vocalist într-o trupă la Cluj. Și politică, este o muzică, dar de proastă calitate. Da. Nu, nici n-are rost să vorbim, că deci stricăm emisiunea, te stricăm aici, feng shui. A renunțat la muzică, da, ca să... Deci a renunțat la muzică, s-a întors la muzică, cântă într-o trupă la Cluj, este solistă, merge la evenimente, la... Când ea putea în timpul ăsta să predea, să fie profesor, să facă ceva, să... Știi? Trebuia... Deci are o facultate și mai am una și mai bună, care s-a dus la litere și nu i-a plăcut că măi, te-ai dus la litere, la Linda, că doamna, tu zici, tu ai ureche perfectă, tu vei învăța rusa și zicând acolo în CV-ul pui rusă, zice, merge în sunetați mai sus, știi? Și nu, că nu mă reprezintă, ok, după aia a reprezentat-o, nu știu ce altă facultate care nu mă reprezintă, adică nu fac nimic cu ea. Și de câte ori și am spus, te rog, te rog, nu renunța, du-te la un... S-a dus, a intrat la un din ăsta mare și când se ajungă la scaune, o căutau aia pe acolo și ea era afară la țigară. Și arată, dar ea n-a mai stat după ea. Deci ați avut și astfel de situații care... Da, deci am avut, care m-au... și știu că ar fi reușit. Dar, din păcate, eu n-am avut
poate că e vina mea că n-am putut să sădesc atâta încredere în ele cât sunt de bune. Credeți că astfel de situații se devine și părinții? Poftim? Se devine și părinții că nu știu să le traseze drumul copiilor? Mai ales că asta este și cadrul didactic. Știți, da, știți ce se întâmplă? Părinții au impresia că muzica nu este o profesie ok și nu vei câștiga și nu vei fi și nu vei trece. Înțelegi? Dar este atât de important să-ți câștigi pâinica de zi cu zi făcând ceea ce iubești. Cel mai important lucru. Nu există altceva mai important. Serios. Deci sunt și astfel de... Da, sunt și, da. De astfel de părinți care nu... Da, dar ei fac ce... Cum să spun? Ei fac ce vor copiii și copiii... Știi tu cum mamă, am zburat în nu știu ce centru universitar, știi cum este. Și ei se lovesc cu... Și își dau seama, zic, niciodată. Mai am o fetiță care o mai las așa un pic, așa că a început ea handbalul. Și o să-i spun, chiar o să am o discuție cu ea și să-i spun, niciodată nu o să fii handbalistă pe cât de bună cântăreață și cât de diamant ești tu în, știi? Că vorbeam de partea financiară. E destul de greu să fii și să faci muzică în România, din păcate. Da. Da? Cum reușiți să îi susțineți pe cei care, de exemplu, cum este Răzvan? Am înțeles, aveți o colaborare și cu domnul Paul de la din Gorj. Da, da, Paul Mălăianu, da. Da. Cum reușiți și să... aici Răzvan a scos cu Adrian Ordean de la Compact București. El a făcut tot aranjamentul, da, muzical, da? Cum reușiți sau cum reușesc oamenii să mai scoată un album în ziua de astăzi? Că e destul de cositor. Cu susținerea părinților. Deci, la Răzvan... Uite ce scrie aici. Atâți arăt. Oare, stai așa. Sponsor, My Mother at Company. Ce frumos! Ai înțeles? Da. Da. My Mother at Company. Deci așa da, sunt părinți care înțeleg. Că, de exemplu, când acum când a compus el Seara Binelui, așa îi spune, Seara Binelui, la piesa asta, am sunat-o pe Elena, pe maică-sa și zic, tu stai jos, că aveam impresia că, și eu sunt copil așa, aveam impresia că eu pot să îi transmit ce simt, ce am simțit eu în momentul care Răzvan a compus piesa. Și ce, o mai făcut ceva, că Răzvan e ca și e sclipire deceniu, de să nu dea Dumnezeu să te uiți în hârtiile lui, că tot mă duceam, că am făcut chitara și vocea crudă la Paul Mălăianu, pe care am trimis-o la București și Adrian Udean a făcut toată... Da, și să nu dea... Și când m-a dus acolo și eu trebuia să-i fac vocile, backing vocals. Și iau așa și mă uit și zic, Răzvan, eu nu înțeleg ce-ai scris tu aici, da, dar eu înțeleg. Și a trebuit să mă apuc să scriu eu din nou, înțelegi? Și asta e, da. Sunteți o persoană, deci, plină de energie pozitivă. Da, după emisiunea asta m-am încărcat de energie pozitivă, am impresia că dărâm munții. Deci, Doamne ajută, pentru Doamne ajută! Starea pe care mi-ați transmis-o. De asta, pe lângă profesor de canto, sunteți și compozitor și interpret. Da. Și vă spun un mic secret, și eu scriu poezie. Ia să le trimiteți în coace, să ne vedem! Cum vă inspirați pentru textele dumneavoastră? Doar din iubire? Sau din și ce vedeți în jurul dumneavoastră? Din pătura neagră, care spun unul despre vale? Atât de mult, nu. Din ce vă inspirați? Deci mie inima. Pe mine mă conduce inima și dragostea și iubirea. Și deschid o carte și o citesc. Știi? Deschid o carte. Și am o piesă pe care am înțeles că voi o să o folosiți. Am scris-o am compus pe versurile domnului Mihai Marc. Mi-a plăcut, fii atent ce spune prima strofă. Oare cum zice în prima strofă? Da. Mă rog, mă jucam fără să am vreo teamă, ningea minunat peste voi. Păi tu știi că așa era. Fii atent, ne dădeam cu Sania, într-o noapte stăteam la casă și eu cu fratele meu și pe partea cealaltă și ne-am dat noi cu Sania până când ne-am săturat și când să intrăm în stă înghețase poarta. Și îți dai seama, părinții mei, ce șoc ori avut, că noi băteam în geam noaptea pe la cutare, înghețați, vai, și-am arde capul nostru. Dar n-aveam nicio teamă. De nimic, eram atât de fericit. Știi când eram supărați? Că venea o singură, nu treceau mașini, să zici că te calcă. Eram supărați în joia, cam la 3 săptămâni, venea mașina mare cu cărbuni și ne lăsa o tonă de cărbuni la poartă, știi? Acum. Și îi dădeam așa un bilet, o cartelă. Și ne strica tărdelușul. Și mai ce supărați eram, iar vin ăștia, știi? Așa o gândeam noi. Și mă jucam fără să am vreo teamă, ningea minunat peste voi. Așa era.
Și cred că este în continuare și acum. Că în Vale da. E frumos. Da, că zic, mai ales și... m-am atașat de această Vale din anumite motive și pe da, da, știu. Știm, Dumnezeu să vă dea numai bine. Mulțumesc. Și mă bucur că ai băut apă din Valea Jiului și ți-ai luat Olteanca înapoi. Am înțeles. Da. Că tot vorbim de vale. Și mi-a spus, uitați, vă pun o întrebare așa, vă provoc. Te rog. Cum se îmbină folcul cu cărbunele? Că ea să vă aducea cărbunele cu mașina, pe o tonă de cărbune. Da, cum da. Se îmbină folcul cu cărbunele? Bă, cum să zic, cum să se... Noi cam suferim acum, știi? Pentru că eu am așa o tristețe când văd că se închide tot. Eu am o tristețe, suntem așa de puțini, am rămas puțini oameni, nu mai suntem atât de mulți. Era, după aceea, crescând, am înțeles că acel cărbune ne încălzea, aveam nevoie, de atunci eram supărați. Hai, am stricat de delușul ăsta. Cum să se îmbine? Vreau să-ți spun că am jurizat imediat după Revoluție la Clubul Muncitoresc de aici, care era un club extraordinar și bine întreținut pe vremea dinainte, pe vremea lui Ceaușescu, vă spunem așa, da. Era cald, era frumos și după Revoluție s-a tăiat, după Revoluție s-a tăiat căldura asta și Gheorghe, eram în juriu cu Gheorghe Gheorghiu, mă rog, Cosma, domnul Cosma, Miron Cosma, da. Eram la tot un concurs de muzică folk. Și spune, era atât de frig și îmi spune, mă întreabă Gheorghe Gheorghe, e posibil mă să dormiți pe cărbune și să muriți de frig? Și avea omul dreptate. Da, dreptate. Da. Pentru că, da. Uitați-vă, schimb puțin subiectul, puțin te rog, tot. Te rog. Cum vă simțiți? Mai ales că ați petrecut o viață aici pe Vale, da? Da. Când mergeți pe stradă, de exemplu în Vulcan sau în alte zone din Valea Jiului, și vă aduceți aminte de acele vremuri când aici se lucrau în trei schimburi, cel puțin așa am auzit. Da. Când da. Erau oamenii pe stradă, veseli, da, copii, da, bucurii, da, da. Și acum, din păcate, nu mai este cum era. Cum vă simțiți? Cum trăiți? Tristă. Știi de ce? Chiar ieri vorbeam, mă, făcea lumea la copii, mă, și că auzeai plos, chiar o spart, un geam, știi? Și vocile de copii de afară ți aduceau o energie, și te veneai noaptea pe drum la ora 2, că știi, bă, ăla mergea la serviciu, veneau minerii de la 1 de la serviciu, că se lucrau, ei lucrau 1, 2, 3 și 4. Minerii lucrau în 4 schimburi. Da, și plecau la 4 după amiaza, la 1 se întorceau. Și dacă întârziai pe undeva la vreo ne strângeam în case. Muzică folk, că eram și cenacul, ne strângeam în case. Ascultam muzică rock, ascultam de palpă, ascultam toate alea nebunile de pe lume, povesteam între noi, citeam Albert Camus, Kafka, Orwell, citeam și discutam o grămadă de, știi? Și din păcate chestia asta s-a pierdut, că suntem puțini și am rămas așa de puțin. Mai vorbesc cu Paul Măleanu că la piesa asta pe care am compus-o cu o altă zăpadă are un refren care îți dă un pic de Deep Purple, dar fără să o vreau, dar el m-a pus să fac niște voci care, acele voci deasupra pe care le-am făcut o dată Deep Purple, zice, noroc cu ăștia care mai știm și noi de Deep Purple, de una alta, știi? Na. Astăzi este 1 decembrie. Așa. Și ne apucăm încet cât de finalul emisiunii. Mai există naționalism în România? Da. Și de multe ori știu că muzica folk chiar a susținut naționalismul. Da. Și dacă ne ducem spre Cenacul Flacăra, unde au crescut foarte mulți... Și eu am fost în Cenacul Flacăra, da? Am făcut parte și în Cenacul Flacăra, da. Să ne spuneți, ia spuneți-ne puțin, până să ne răspundeți la faza cu naționalismul, o amintire legată de Cenacul Flacăra. Păi, deci am debutat acolo, dar n-am mers cu ei, am debutat, da? N-am mers unde cu ei, la Petroșani, în august, parcă 3 august, 83, da. Atunci, și am cântat o melodie care se numea Păcate. Aveam așa, deci atunci, deci atâta lume putea să fie. Și Cenacul a fost un fenomen în România. Umplea stadioane. Și atâta, deci eu îl iubesc din toată inima mea.
pe Adrian Păunescu. Și rămâne, câteodată așa mai citesc câte o piesă și zic dor de Păunescu, dor de Păunescu. Deci vreau să spun că o magică seară am petrecut-o acolo cu ei. Și știu că m-am prezentat așa, acum păcate cu Ileana Berchi. Nu am, deci nu, așa și am fost, aveam emoții, dar oamenii erau atât de calzi și atât de mulți. Și cântau despre România, și cântau despre frăție, și cântau despre iubire, și știau. Și nu erau cenzurați, că știm că în perioada respectivă se punea și cenzura. Da, și știa, de exemplu, am o prietenă care cântă muzică folk, a lansat și ea un album, s-au apucat acum în pandemia asta, vezi, e și o chestie bună. Și a scris acum o piesă despre Crăciun, a zis, Crăciunul nu e despre cei bogați, Crăciunul este despre dragostea între frați. Ce frumos! Așa, dar e o piesă excepțională, spun ce mi-a rămas mie. Da. Când ne-am dus la Paul și stăteam lângă ușă și ia uite-te și... Ce frumos! Da, foarte frumos! Și reveni la ziua de 1 decembrie. Așa. Mai suntem naționaliști sau nu mai suntem naționaliști? Mai ținem cu țara sau nu mai ținem cu țara? Eu zic că da. Deci, vezi ce ți-am inspirat eu. Deci tu acum, în secunda asta, ții cu țara. Țin, normal. Ții. Eu țin din toată inima mea. Dar uitați că profit, ai că profit. Într-un fel de ce a spus dumneavoastră, țin cu țara. Dar e păcat că dormim pe cărbune și închidem. Și lăsăm oameni pe lume fără locul. E adevărat. Dar eu n-am spus de cei care fac chestia asta. Ai înțeles? Da. Țara mea este cea mai frumoasă țară și crede-mă că am umblat pe pământul ăsta. Crede-mă că am umblat. Dar ca și țara mea nu este nimic, nici unde mai frumos și mai este, țara mea este cea mai frumoasă. Este, uite aici asta, țara mea. Aici asta, în inima mea. Înțelegi? Cei care fac, ei vor rămâne în istorie ca trădători, ca ce-or făcut și ce-or drez. Țara este una și nu trebuie să confundăm țara cu cei care fac chestia asta. Nici nu vreau să vorbesc, să spun vreun lucru rău sau vreo să-i numesc cumva. Nu vreau să ne, știi, stricăm feng shui-ul astăzi. Corect. Deci, așa. Nu, dar este frumos mesajul pe care îl transmiteți și sper că cei care urmăresc acum să înțeleagă mesajul dumneavoastră. Da. Țara da. Nu este despre cei care ne conduc. Țara este despre cei care o locuim, mai că despre noi. Da. Deci țara este, și spun, am învățat un cântec cu copiii care spune despre diaspora, știi? Pentru ei și ce? Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Frumos. Doamna Ileana, vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația la această emisiune. Deci mulțumesc și eu că ați venit din suflet. Sper să mai avem ocazia să facem alte emisiuni. Doamne și... Poate data viitoare îl chemăm și pe Răzvan sau și alți cu mare copii drag, cu mare să drag. Facem emisiuni păi și cu ei. Păi vă pregătesc surprise-uri, ceva da, așa. Vedeți că eu cu Claudia am notat un lucru cu colegul meu. Da, sarmalele. Sarmalele. Da, fără nicio problemă. Claudia venit? Da, vă rog. Din și mai vreți să mai facem încă ceva de sărbători? Te rog. Am înțeles că aveți un obicei foarte frumos da. Să mergeți din ușă în ușă. Haideți, stai să spun cum facem. Toți părinții vin cu copiii în ziua de 24, la prânz, toate glasurile de argint din la doamna și luăm masa de Crăciun. Și mănâncă și ei știu că noi nu mai mâncăm pe drum decât apa plată, pentru că noi suntem artiști, eu le-am spus, noi mergem cu colindul, noi nu mergem cu să facem, vreau să vă, pentru că trebuie să ai grijă de vocile lor. Ei nu poate să mănânce dulce, să bea sucuri, după aceea știi, intră în alte, au nevoie, alte nevoi. Și la fiecare ușă, noi avem, pur și simplu facem, domnul primar, fostul primar, Dumnezeu să-l ierte, spunea, păi voi faceți pur și simplu spectacol. Pentru noi colindul este, ducem oamenii și părinții cu noi și să vezi părinții, cum părinții stau, de exemplu, jos pe scară, toți copiii la ușă cu mine și am un părinte care este cu o boxă și ne pune negativele și eu, tehnologicul, unde e tehnologicul? Repede, vine tehnologicul și copiii și trecem dintr-o stare în alta și, de exemplu, avem o piesă, se așterne și ce părinții, deci o bucurie, o veselie, o iubire. Asta înseamnă Crăciun. Iubire. De Crăciun s-a născut dragostea și iubirea. Veniți și noi de Crăciun la dumneavoastră. Vă rog. Gata. Cu mare drag. Mâncăm salmare și plecăm. Mâncăm salmare, da. Și plecăm, da.
Încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut această emisiune. Cu mare drag, cu mare drag. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. De acum încolo o să venim în casa dumneavoastră din ce în ce mai des și vom aduce în casa dumneavoastră astfel de oameni de la care avem ce învăța. Urmăriți în continuare proiectul Cultura, pentru că vorbim doar despre cultură și vrem să intrăm în sufletele dumneavoastră. Vă doresc o zi cât mai bună. O zi bună, Doamne ajută! Ninja, minunat.